Rata șomajului a urcat la 3,33% în județul Vâlcea, chiar dacă în luna octombrie a avut loc bursa locurilor de muncă. Vâlcenii nu s-au înghesuit să ocupe un loc de muncă, având în vedere numărul crescut al șomerilor. Cele mai multe persoane care beneficiază de șomaj sunt femei, cu un total de 2390, provin din mediul rural și au vârsta cuprinsă între 50 și 55 de ani. Luna trecută, un număr de 230 de persoane care și-au întocmit dosarul de șomaj sunt tineri absolvenți din acest an. În continuare, cei mai mulți șomeri sunt cei care au absolvit doar studii liceale sau post-liceale și doar 4% din total au studii superioare.